E, cine crede că nea Toni Greblă s-a retras în natură la ferma sa, trăind fericită alături de struți, se înșală. Nici vorbă. Toni e pe aici, prin București. Azi dimineața a fost la DNA. Mă rog, a intrat, că de ieșit... E, înainte să intre, Toni era destul de optimist, ceea ce e destul de grav. Adică omul nu prea înțelege despre ce e vorba. Dacă, din punct de vedere instituțional, am înțeles că se dorește schimbarea clasei politice și prin astfel de mijloace, din punct de vedere penal, efectiv nu înțeleg ce mi se întâmplă. A, deci ăsta era calculul. Doamne, trebuie să plecăm din politică, altfel ne arestează. Ăștia vor să schimbe clasa politică, dar dacă ne retragem, scăpăm. Iar asta cu, din punct de vedere penal, nu înțeleg ce mi se întâmplă. Asta e tare de tot. Eu înțeleg că toți oamenii care intră la pușcărie sunt nevinovați, dar să fiți chiar atât de dezorientat, domne, să nu știți ce vi se întâmplă. Mă gândesc că poate trebuie să apelați la suplimente alimentare, cu ginkgo biloba, cu d-astea, pentru ținere de minte și întărirea mușchiului la creier. Vezi că ești prost? Pe ce ați văzut mai devreme au fost imagini de la intrarea în DNA. La ieșire lucrurile au fost puțin diferite, în sensul că a ieșit doar avocatul. Toni a fost reținut 24 de ore ca să-i se explice mai bine, mă, poate înțelege omul ce probleme are. Ar fi încercat să-și vândă caprele care nu le are prin persoane interpuse. Ar fi încercat să-și vândă vreo 50 de capre prin persoane interpuse. Asta ar fi noutatea în prezent, că ar fi venit un avocat care a făcut un autodenunț cu o anumită persoană, l-a rugat să încheie nu știu ce contract de vânzare-cumpărare capre. Cum, mă? A încercat să vândă 50 de capre? Pe bune, domnul Greblă, râd naibii curcile. A, chiar așa, aveți curci? Nu că ar merita să vă luați doar așa, ca să râdă de dumneavoastră.